Vino, bună și iubita mea soră, vino și iarăși vom mângâia necazurile tale. Vino și vom binecuvânta pe Dumnezeu cu glasul dulce al inimii, rostit de gura și care răsună în minte. Spunând, binecuvântează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Vezi cât de mult ne iubește Domnul? Vezi cât suntem de fericiți noi nevrednicii pentru toate câte ne dăruiește bunătatea Lui în fiecare zi? Dar încă ne așteaptă ceasul acela al secerișului adevărat, al clipei aceleia fericite când vom lăsa cele de aici și vom pleca în cealaltă patria noastră, cea întru totul adevărată, viața cea fericită, bucuria cea sigură, pentru a primi fiecare partea pe care ne dăruiește prea dulcele Iisus cel prea adarnic. O bucurie, o mulțumire, o iubire a Părintelui Ceresc! Să ne curățească de toate necurățiile, să ne cinstească, să ne îmbogățească, dăruindu-ne bogățiile sale. Acolo, sora mea prea bună, nu mai există cel ce nedreptățește, cel prea viclean. A dispărut râvnirea și invidia. Acolo nu mai sunt patimi. Cei cu patimi au rămas la poartă. Prăpastie mare este de o parte și de alta. Dar o iubire prea dulce a lui Hristos, ce lucru bun ai văzut la noi și ne-ai condus pe calea ta cea dumnezeiască. Bucură-te deci și veselește-te, iubita mea soră, mulțumește și dă slavă lui Dumnezeu, căci iată, se apropie ceasul. A sosit clipa ca peste puțin să auzim glasul acela binecuvântat. Veniți la mine! Numai ce se vor închide ochii aceștia simțitori, se vor deschide ochii tainici ai sufletului și ca din somn ne vom trezi în viața cealaltă. Atunci vei vedea părinți, frați, rude. Atunci vei vedea îngeri, sfinți și pe Maica cea prefericită a tuturor, pe Preacurata Fecioară și Maica lui Dumnezeu, pe care toți o strigăm în fiecare clipă și căreia, după Dumnezeu, îi datorăm toate. Cu cine să vorbim mai întâi? Cine ne va îmbrățișa? Pe cine vom săruta mai întâi? Toate preacurate, toate preafrumoase, toate sfinte. Cine, deci, așteptând toate acestea, nu va răpta orice necaz al vieții de aici? Așadar, sora mea bună și iubită, privește în urmă viața ta, cercetează cu amănuntul cum ai petrecut-o. Adu-ți aminte de binefacerile nemărginite ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ale prea dulcei sale Maici. Îndură cu răbdare ispitele ce au să mai vină. Totdeauna Dumnezeu ajută, totdeauna ajunge la timp, dar vrea de la noi răbdare. El aude de îndată ce noi strigăm, dar nu după cum crezi tu. Tu crezi că glasul tău nu a ajuns numai decât la sfinți, la Maica Domnului, la Hristos. Dar, înainte chiar de a striga tu, sfinții s-au și repezit să-ți ajute, cunoscând că îi vei chema în ajutor și vei cere apărarea lor cea de la Dumnezeu. Tu însă, nevăzând dincolo de cele ce se văd și necunoscând că Dumnezeu conduce lumea, vrei ca cererea ta să se împlinească de îndată, ca fulgerul. Nu este așa. Domnul cere de la tine răbdare. Vrea ca tu să arăți credința ta. Nu este suficientă rugăciunea pe care o spune cineva ca un papagal. Trebuie ca iubirea să fie împreună lucrătoare la cele pe care le conține rugăciunea și apoi trebuie să înveți să aștepți. Iată că s-a împlinit deja ceea ce ieri și alaltăieri ai dorit. Dar tu ai fost păgubită pentru că nu ai avut răbdare să aștepți. Ai fi câștigat și pe unele și pe celelalte și pe cele trecătoare și pe cele cerești.